20. Da, 20. Dragi credincioși, dragi români, dragă Sparanghela Merkel, acum, la ceasul învierii Domnului, chiar dacă al meu a înviat săptămâna trecută, împreună cu guvernul Orban, al României, nu al Ungariei, am hotărât să inițiem programul Prima Carantină. Acum aveți șansa să stați în casă gratuit din partea statului. Cu plăcere! Dacă vă gândiți să ieșiți la înviere, vă dau un citat dintr-o reclamă celebră. Nu-i momentul acum, nu-i momentul acum. Altfel, după sărbători vom avea înmormântări. Bine, oricum vom avea înmormântări, dar altfel vom avea mai multe. Stați acasă, verdammt normal. Ciocniți ouă, dacă vi le găsiți cum mi le-am găsit și eu. Români, stați în case! Dacă aveți mai multe, la fel ca mine, stați într-una din ele. Săraci români, dragi români, Paște fericit, mulțumesc președintele României. Nu, mulțumesc președintele României. A, și încă ceva, vând clăpari mărimea 45, sau schimb cu drob. Secretară, ce cauți aici?